Ne bucurăm din nou să vă regăsim, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Cu siguranță că astăzi vom descoperi lucrurile care vor fi aproape de noi. Sunt cunoscute, poate, de dumneavoastră legate de istoriile Domnului Iisus. Intrarea Lui în Ierusalim triumfală. Însă acolo ce s-a întâmplat sunt lucruri extraordinare. Invitații mei și colegii mei de platou, astăzi este familia dragă Țabur, domnia sa, directorul al Instituției de Învățământ Excelsis, domnia sa Natalia Țabur, bine ați venit! Bine v-am găsit! De asemenea și profesor de istorie, domnia sa Roman Țabur, bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumim mult că ați revenit în platoul emisiunii noastre. Și astăzi vom vorbi despre lucrurile care cu adevărat sunt importante. Evanghelistul Marcu de la capitolul 11, în primul verset, prezintă intrarea triumfală a Domnului Iisus. Se pare că n-a mai fost, nimeni n-a mai repetat astfel de intrare. Și toate elementele care au fost prezente, toate demonstrau sau făceau aluzie directe sau indirecte la faptul că Iisus este mult așteptatul Mesia sau Hristosul în limba greacă, împăratul care trebuia să intre. Și aici întrebarea mea, sigur că, care este semnificația intrării triumfale a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim? De ce Marco prezintă sau pune un spațiu destul de mare plasează în Evanghelie după Marcu. Dacă încercăm să dăm o atenție importantă, iată, acestui eveniment a intrării lui Iisus în Ierusalim, și o să analizăm etapizat toți pașii, să zicem, care face Hristos în procesul ăsta de intrare în Ierusalim, o să vedem foarte multe simboluri. Uh-huh. Simboluri care fac referire la menirea lui Hristos pe pământ. Bună oară, dacă am vorbit despre animalul care este ales pe care Hristos să intre în Ierusalim, și este vorba despre un asin, un măgăruș, care este cumva un antipod sau deosebit față de un cal, care de obicei este folosit de împărați, de conducători militari, pentru a realiza anumite obiective militare. Uh-huh. Asinul cumva are o menire pacifistă, dacă am putea să spunem, da? Deci fiind vorba despre un mesaj care este adus de Hristos în ideea de a arăta oamenilor că El vine să aducă pace pe pământ și nu război. Alt simbol ar fi, spre exemplu, palmierii. Uh-huh. Frunzele de palmier, care de obicei erau folosite în Antichitate, în Orient în special, pentru că acolo erau din belșug, pentru a simboliza victoria. Uh-huh. Deci este clar că Hristos intră în acest oraș ca și victorios. Deci nu ca și un om obișnuit. Pe urmă, strigătele care sunt, acele strigătele de osanale, da? Osana, care în traducere înseamnă izbăvește-ne. Uh-huh. Și este clar că populația era într-o stare necontenită de senzație de captivitate. Uh-huh. Atât romană, cât și captivitate a păcatului în principiu. Deci, de asta intrarea lui Hristos este foarte importantă și trebuie să o studiem amănunțit pentru a înțelege pe deplin mesajul adus în această ilustrație. Da, este foarte, foarte interesant este descrisă intrarea lui Iisus în Ierusalim. Iisus a ales un timp deosebit, deci era o perioadă, era ajunul Paștelui, deci în acea perioadă în Ierusalim erau foarte mulți oaspeți. Deci populația Ierusalimului obișnuită, în zile obișnuite, constituia un număr de 50.000 de locuitori. Și vă dați seama că în perioada sărbătorilor
creștea de câteva ori numărul populației. Desigur, Iisus a ales să intre cu triumf în Ierusalim, ceea ce venea în contradicție cu stilul lui de a fi până, până acum. Deci Iisus până acum a fost destul de modest, retras și așa mai departe. Acum el dorește să intre triumfal în Ierusalim. Să intre astfel încât orice ochi din orice colț al orașului să-l vadă. Deci Ierusalimul se află pe un relief destul de deluros, la o altitudine de 750 de metri deasupra nivelului mării. Și respectiv orașul are o suprafață de 100 de kilometri, piața templului 15 kilometri în centrul orașului și Iisus intră pe poarta cetății dinspre muntele Măslinelor. Deci înainte de a intra în pe poarta cetății, Iisus este vizibil. Este vizibil astfel încât să-l vadă orice locuitor a acestui oraș și orice persoană care a venit în perioada sărbătorilor să se închine la templu. Deci Iisus vine ca un împărat care a lipsit. Intră împăratul iudeilor și împăratul lumii în cetatea sfântă. Deci este un moment simbolic, un moment destul de important și este foarte bine să detaliez orice aspect al acestei intrări, pentru că el este un moment simbolic care face referință la ceva. Evident, anunțarea extraordinară a venirii Domnului Păcii și în orașul Păcii, Salem. Interesant că din moment ce intră Iisus și vă dați seama, toată lumea era noutatea numărul unu, deci era în vogă, absolut orice se vorbea despre Iisus, despre intrarea Lui, pentru că toată lumea aștepta pe cineva și iată acum a intrat. Ce a făcut Iisus când a intrat? Și Marcu în continuare prezintă interesante două lucruri. Se pare că sunt separate sau izolate una de alta. Un copăcel sau nu știu dacă e tufiș, ați văzut smochinele, este blestemat de Iisus și smochinul unde este? Undeva separat pe pământ e unul și aici în cazul dat este doar Iisus și smochinul. Și mulțimea, curățirea templului sau izgonirea vânzătorilor din templu și știm de unde, în ce zona a templului se întâmpla treaba asta. Ce înseamnă, de ce Marcu prezintă, de ce acest impact social a avut asupra ucenicilor și a contemporanilor Domnului Iisus? Deci, dacă încercăm să vedem, iarăși, Marcu în încercarea aceasta de a reda toate aceste evenimente și pildele expuse de către Mântuitorul Hristos, el încearcă să dea detalii despre acele lucruri spuse de Hristos în încercarea de a intra în filozofie expusă de către Mântuitor. Când vorbim despre smochin, ce este de fapt smochin? Smochinul pentru noi, cei care locuim într-o climă temperată, deci nu este ceva deosebit și din comun. Ba mai mult decât atât, este vorba despre o plantă exotică. Cu toate că în ultimul timp unii încearcă să planteze chiar și în zona în care trăim noi aceste plante. Dar dacă, de exemplu, încercăm să analizăm ce fel de plantă este pentru zona respectivă, o să vedem că smochinul este o plantă foarte, foarte populară. Mânoasă. Deci ea dă foarte multă roadă. Deci ea roadă dă începând din primăvară până iarna târziu, în zona Orientului Mijlociu. Zilnic omul poate să strângă în jur de 20-30 de kilograme de fruct de pe un pom. Deci dacă încercăm să analizăm ideea smochinului, de ce anume smochinul este ales ca și... Desigur că noi vedem că smochinul era o plantă foarte populară, dar dincolo de asta vedem că acest smochin, care în mod normal trebuie să dea foarte multă roadă, nu dă niciun fruct.
Plus asta este simbolic important, pentru că în Biblie o să vedem că întotdeauna smochinul este ales ca un simbol al abundenței. Uh-huh. Exemplu, Mica, capitolul 4, versetul 4, care vorbește despre această abundență. Și iată, Hristos nu întâmplător alege acest copac. Dincolo de asta avem evenimentele care sunt expuse în templu. Uh-huh. Acolo unde avem această situație creată în jurul templului, cauzată de necesitatea zilnică a omului, cauzată de problemele de logistică pe care le avea omul. Omul nu putea să vină de la o distanță foarte mare cu animalul său, cu capra sa, cu boul său, cu păsările sale, pentru că să le aducă jertfă. De aceea, pentru ca să le fie mai comod, oamenii aleg să realizeze facă o piață chiar în curtea templului. Și atât, asta este o problemă, pentru că Hristos își dă seama că oamenii au uitat care este menirea templului. El fiind considerat ca ceva practic și dându-se la o parte, partea spirituală. Da, deci Iisus blastămă smochinul care nu dă rod, care nu își face menirea. Așa. Venind în curtea templului și anume în curtea neamurilor, acolo unde este plasată piața, deci templul de fapt nu își aduce rodul său. Deci și atât templul cât și smochinul nu ajung să-și facă menirea pe acest pământ. Și atunci Iisus curăță templul, pentru că știți cum, nu își îndeplinește obiectivele pe care au fost puse. Respectiv, este o comparație destul de, pe de o parte ar părea că este diferită și este straniu ce se întâmplă, dar pe de altă parte, deci este o succesiune foarte logică a evenimentelor. Sigur că da. Deci templul, și vă dați seama, planta. Nu, unde se întâmplă, deci dacă vorbim despre floră, despre agricultură, despre, știu, culegerea, roade, și în cazul acesta este templul. Și evident că autorul, așa cum ați menționat, prezintă de fapt atitudinea lui Dumnezeu și de fapt prezintă situația poporului și a templului, situației care de fapt reflectă toată atitudinea poporului față de. Evident că nu a putut să treacă cu vederea acest lucru. Conducătorii, oameni de rang înalt, imediat n-au reacționat, pentru că Duhul, Spiritul i-a tulburat pe toți, pentru că nu cumva Dumnezeu, ca și cum scoate, și e o aluzie la ceea ce s-a întâmplat și în timpul străvechi, când Dumnezeu umplea templul, nu mai putea să stea nimeni. Nu cumva se întâmplă și un fel de eveniment că oamenii au început să asocieze cu Mesia, cel care vine să restabilească. Și motivul, sau prin ce se justifica Domnul Iisus, templul meu nu va fi un târg de tâlhare, o peștere de tâlhare, ci va fi casă de rugăciune. Dar voi din ce ați făcut din ea? E o chestie care a mustrat foarte mult. Și acum se apropie, și Marcu prezintă, se apropie acești conducători și le întreabă: cu ce putere faci tu aceste lucruri? Și cine ți-a dat puterea aceasta să le faci? Ce a răspuns Iisus? Care e autoritatea Domnului Hristos pentru a face aceste lucruri? Interesul și întrebarea este, hai să zic, justificată. Dar răspunsul Domnului Iisus? Da, el răspunde cu o întrebare, de fapt. O face destul de iscusit. Hristos, fiind Dumnezeu, nu avea o problemă să le răspundă direct.
Obiectivul lui era ca mesajul care îl aduce el să fie perceput atât de oamenii simpli, cât și de către acești oameni importanți din societatea evreiască. Și întreabă, dar iată, spre exemplu... Îl trage la răspundere, ca și cum știți că cine vine și întreabă, da, cere raport. Dom'le, cui te raportezi? Ea raportează-te nouă. Adică, în cazul acesta, încercau ei să-l subordoneze, da, după sine, cerând, dom'le, care este. Și evident că vreau să-l prindă. Da. Consecință, și Hristos le răspunde cu un răspuns care îi pune pe ei în situația în care vroiau ei să o pună. Vă întreb și eu. Da. De ce? Pentru că Hristos vine din rândul societății. Respectiv, el înțelegea foarte bine care este starea de spirit. Înțelegea foarte bine care este atitudinea oamenilor față de Ioan Botezătorul. Da. Da? Pentru că el întreabă, dar voi ce credeți despre... Da. Răspunsul nu putea să fie unul direct. Din ce cauză? Pentru că fiind direct, sau dacă ei spuneau că nu credem că Botezul sau Ioan Botezătorul vin la Dumnezeu... A fost de la... A fost de la Dumnezeu. Deci ei ar fi populația... ar fi trezit în rândul populației o neliniște. Dacă răspundeau că da, atunci se aștepta la o întrebare absolut logică. Da. De ce nu ați intervenit în momentul în care acesta a fost supus acelor torturi și decapitării pe care noi o cunoaștem? Și atunci, iată, prin această întrebare, el practic pune punct la acea etapă, desigur, a acestei întrebări care avea scopul de a-l scoate cumva din sărite pe Hristos, dacă putem să ne exprimăm așa. Îmi place foarte mult, pentru că în, punându-i lui întrebarea, hop, s-au pomenit că ei sunt subordonați. Și acum Domnul Hristos le cere socoteală. Ia îmi spuneți-mi, Ioan Botezătorul, de unde a venit? Cu ce putere? Dacă vine de la Dumnezeu... De ce nu l-ați susținut? De ce n-ați crezut? Așa e, zice. De ce nu l-a... Și e interesant că ei comentează, ei spun de ce nu l-ați crezut. Va întreba. Da. Ei, adică, ei se sfătuie deja, ei anticipează. Ei mărturisesc că nu l-au crezut. Nu l-au acceptat. Și lucrul acesta se face aluzie, vrei, nu vrei, la Domnul Iisus. Dar voi de ce nu o credeți pe Iisus? De ce nu credeți? Ați văzut multe semne. Și evident, acum, dacă vor zice că-i... că nu este, păi tot poporul acolo care știa bine că este profet, ce se va întâmpla cu ei? Și au zis ei, nu știm. Și au mers, au plecat ca niște, cum să zic eu, cu ce aroganță au venit ei și cu ce... Așa, și au plecat fără nicio autoritate și putere și au rămas frustrați și s-au sfătuit cum se pune capăt, că amenință... periculos. Toate regulile, da, din acea, da, perioadă. Se dau peste cap toate autorității lor. Dom'le, cum asta? Cu un așa capital social politic vine Iisus și ei l-au pierdut, îl pierd și el vine cu o reformă religioasă extraordinară. Lucrurile care cu siguranță că îi fac pe toată lumea să privească la Iisus, vă dați seama, în discuția asta chiar era publică, și să-și pună întrebarea, dar nu cumva el este Mesia? Lucrurile interesante. Și ce interesant mai departe, că Marcu, în continuare, îl prezintă următorul lucru, unde, știți, în discuția asta, unde au intrat în, știți cum, în polemică. În polemică, pentru că conducătorii au luat-o la moacă, scuzați de expresie, ceilalți din alte parte care și ei, știți, pentru conducere, pentru putere politică, cumva, și vine un alt partid. Aia, stai puțin, hai să încercăm noi puterea. Apoi vine altul. Și ce interesant că sunt două lucruri pe care vin cu obiecții în fața Domnului Iisus. Primul
despre care se vorbește în cazul acesta, prezintă o dilemă. Și dilema a fost despre stat. Domnule, cui să-i fim fidel? Cui plătim bir? Deci este o problemă politică. Am înțeles, deci Iisus s-a demonstrat autoritatea lui religioasă în templu, iar acum să vedem noi ce va face el cu poziția, cu situația politică. Hai de un comentariu. Și al doilea care au venit cu un, știți, cu o problemă seculară. La învierea cui soții va fi, uite, înțelege, o doamnă acolo a avut 7 bărbați la rând și așa se întâmplă că erau toți frați. Unul din altul au moștenit-o. Da. Și tu ce zici? Uite, cât de absurd poate fi învierea și toate treaba asta. Și vă dați seama, problema, deci aici, politicul și secularul, care a fost răspunsul Domnului Iisus? Ce a zis el? Care e semnificația la răspunsul Domnului Iisus? Deci, Iisus spune, pentru ce mă ispitiți? Aduceți-mi un ban ca să-l văd. O monedă. O monedă. Monedă circulară. Desigur, pentru că era o monedă circulară în Imperiul Roman și nu numai. Deci era o monedă de circulație... În mânele lor, în buzunarele lor, în portmoneul lor. Da, a lumii civilizate la acele timpuri. Și Iisus spune că chipul acesta și slovile scrise, ale cui sunt? Deci era... Al cezarului. Da, al cezarului, adică al conducătorului Imperiului Roman, da? Și spune, atunci dați-i cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Deci, un răspuns foarte simplu, dar pe deopotrivă foarte profund. Deci, atât... Deci, tot ceea ce aparține statului, guvernării și așa mai departe, el a dat o explicație. Deci să ne raportăm conștiincios administrației și atâta timp cât el nu vine în contradicție cu principiile lui Dumnezeu. Deci avem un stat care ne apără, ne apără într-un fel oarecare, nu tot timpul interesele, dar totodată în cazul unei invadări și așa mai departe, sunt cei care ne vor apăra în primul rând, da, să zicem. Dar atâta timp cât ele nu vin în contradicție cu voința lui Dumnezeu, noi trebuie să ne facem îndeplinirea conștiincioasă ca cetățeni. Pe de altă parte vin saducheii, care sunt cei care neagă învierea, sunt adepți și ei consideră că doar primele cărți ale Bibliei, primele cărți, cele 5 cărți ale lui Moise sunt autentice. Deci vin ca nu să pună o întrebare ce îi deranjează pe ei. Deci este o dezbatere seculară, desigur, dar nu este poziția lor, ca vin și nu interesează de fapt, dar vor să-l prindă în capcană pe Iisus. Iisus foarte frumos le răspunde. Drept răspuns, Iisus le-a zis, oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci după ce vor învia din morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri. Deci, cu siguranță, învinuiește de ce? Adică le pune o diagnoză. Dom'le, nici Scripturile nu le cunoașteți, voi vă gândiți că voi vă gândiți, cunoașteți, dar nu știți. Și doi, nici puterea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că voi sunteți departe de Dumnezeu. Voi nu-L cunoașteți. Și niciodată n-ați simțit puterea Lui. O achipuiți pe aici. De aici vine o concluzie ironate vis-a-vis de... Înviere și, în general, de alte principii. Da. Și... Eu aș vrea aici puțin și contextual să încercăm să abordăm subiect. Este vorba despre o perioadă în care poporul evreu era sub jugul, sub dominația romană. Lucrul ăsta cumva... este clar înțeles de toată lumea și întrebările nu sunt date lui Hristos pentru că aceștia nu cunoșteau un răspuns. Sunt date lui Hristos în contextul în care Hristos era înconjurat de oameni și de fapt, după întrebare, în mod normal, oamenii așteptau răspuns la Hristos. Asta este un lucru important pe care trebuie să-l menționăm. Și al doilea lucru este important să-l menționăm, că este o perioadă destul de bulversată, putem să spunem,
Pentru că noi știm că chiar și după crucificarea lui Hristos în societatea evreiască, existau foarte multe mișcări de eliberare, cum ar fi, de exemplu, ziloții, care încercau să lupte împotriva dominației romane. Această întrebare nu este una întâmplătoare. Este o întrebare pusă în contextul realităților politice a acelei perioade, care în mod normal trebuia să nască niște controverse, în special la adresa lui Hristos. Iată, aici am vrut să punctez și deja, așa cum a spus Natalia, desigur, foarte important acest răspuns legat de anularea sau inexistența în general a statutului de soț-soție în contextul veșnicilor. Știi ce mă impresionează foarte mult? Pentru că răspunsurile Domnului Hristos sunt și recomandări, atât de scurte. Ce înseamnă să oferi ce este a cezarului? Înseamnă că, așa cum ați și amintit, faptul că este nevoie ca organizarea seculară, politică, care de fapt oferă condiții de existență elementare și exercitarea vieții și a religiei chiar în contextul, social, mă rog, guvernamental, hai să spunem altfel, social-politic. Și, evident, banii, a cui sunt banii? De ce se folosesc de toate privilegiile Imperiului Roman, hegemoniei, și la un moment dat când îi prezintă, ia dați-mi un ban. A, de care bani este? Dacă ar fi dat un ban evreiesc, dar el nu există. Dar nu era. Și acum întrebarea, păi da, să plătim noi bir, păi voi îl plătiți, că voi beneficiați, adică voi impozitele le dați. Și ia îmi spuneți-mi, ce bani folosiți voi? Ce bani... Nu, iată romani. Păi dați ce este al cezarului. Ia uimici. Ce interesant că Marcu specifică lucrul acesta, că i-a uimit înțelepciunea lui. I-a uimit nu numai pe ei, i-a uimit și pe oameni care ascultau, auzeau. Ce o să zic acum? Uite, interesant, uite cum l-a pus în... Și el a ieșit din colțul ăsta. Și plus la asta, nu că nu a ieșit, dar dând recomandare... Și lăsându-i fără cuvinte pe cei care au dorit cumva să... I-a mustrat, da? Pentru atitudini meschine pe care le aveau ei, iar pe ceilalți greșit interpretând. Pentru că, știți, se aruncau unul cu altul și nu puteau să ajungă la o clarificare. Evident că, văzând toate acestea, erau și oameni, cărturari, intelectuali, erau sinceri. Văzându-l pe Iisus cum răspunde, fiind martor la ceea ce s-a întâmplat, intrarea lui Iisus, izgonirea din templu, pentru că pentru oameni sinceri care îl iubesc pe Dumnezeu, lucrul acesta rezonau, găseau răspuns în interiorul, în inimă, în gândire, și la un moment dat, și eu așa înțeleg, și eu așa gândesc, în sfârșit a venit cineva. Da, este foarte... Da, să mă apropii, să întreb. Și vine unul dintre aceștia. Și Marcu specifică, deci în capitolul 12, de la versetul 28, prezintă un om, un cărturar, înțelept, unde îi pune o întrebare Domnului Iisus. Nu pentru că să-l caute, să-i găsească, să-l ispitească. Un loc vulnerabil ca să poată. Și dorește să audă pentru sine lucrurile care sunt importante, dacă înțelege bine, sau să clarifice altele pe care în Sfintele Scripturi nu le găsește sau nu găsește la altcineva, chiar și poate la contemporanii săi. Și pune o întrebare, care este cea mai mare poruncă? Dar și astăzi, probabil că aceeași întrebare pe mulți se interesează. Dom'le, ce se fac ca să fiu salvat? Ce să împlinesc? Care e cea mai importantă? Așa cum mi s-a adresat cineva. Dom'le, nu trebuie să-mi povestești nici toată Biblia. Spune-mi ce să fac și atât. Da, și răspunsul este unul cât se poate de
Bine, astăzi ni se pare unul evident, probabil pentru acea perioadă era un răspuns care punctează, da? Uh-huh. Deci pune punctele pe i și clarifică pentru acest om și răspunsul este iubește-ți Dumnezeul tău ca pe tine însuți. Și urmează o altă întrebare care tot are legătură cu dragostea. Uh-huh. Da? Pentru că ulterior urmează a doua întrebare care spune care este următoarea poruncă. De care e a doua. Da. Da. Dacă și, e prima. Da, și iată un răspuns care demonstrează că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Oh. Pentru că și în prima și în a doua, deci se pune în centru relația care trebuie să fie între om și Dumnezeu, dragoste. Oh. Da, și a doua este să îți iubești aproapele ca pe tine însuți și tot așa mai departe. Da, Dumnezeu aici frumos, Iisus frumos îi răspunde, deci ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Da, deci asta a rezonat și el convine. Da, învățătorule, și se adresează cu respect, învățătorule. Da. Și deci toate Sfintele Scripturi sunt bazate pe dragoste, da? Și iarăși acele 10 porunci, ele tot derivă din dragoste. Deci nu poți să încalci o poruncă a lui Dumnezeu atâta timp cât în sufletul tău există dragoste. Da. Nu poți să-i faci cuiva rău intenționat atât timp cât tu îl iubești. Deci dacă există o relație autentică cu Dumnezeu, o relație bazată nu pe egoism, nu pe situația de a avea careva beneficii în urma unei relații, este o relație altruistă, o relație sinceră de dragoste. Și atunci celelalte momente se exclud automat. Dacă există dragoste pentru Dumnezeu, desigur că va exista și dragoste pentru creaturile lui Dumnezeu, pentru tot ce a creat Dumnezeu. Și desigur că va exista și o repulsie față de tot ce este străin lui Dumnezeu. Simplu și pe de altă parte destul de greu de atins. Atâta timp cât nu cauți această dragoste și umblare cu, în prezența lui Dumnezeu. Pentru că nu poți să iubești pe cineva atâta timp cât nu-l cunoști. Și aici e greu de atins, dar nu imposibil. A. Da, pentru că când uităm mai departe la versetul 34, Hristos îi răspunde. Tu nu ești departe de împărția lui Dumnezeu. Nu ai primit-o încă, mai ai de muncă. Deci direcția e corectă. Dar nu ești departe, da? Deci vreau să fac o paralelă între situația tâlharului de pe cruci, da? Când Hristos îi spune că acum îți spun că vei fi în împărăția lui Dumnezeu. Era practic sfârșitul drumului pentru acel tâlhar. Acest om din versetul 34 încă mai are de trecut prin evenimente ale vieții, prin diferite situații de cumpănă, dacă am putea să vorbim, să ne referim la personalul lui. Dar foarte aproape. Foarte aproape și pentru noi este un exemplu că e posibil ca uneori să fim foarte aproape, dar să nu ajungem la acel final. No. Sau să fim departe și prin efort, sârguință, perseverență, credință în Dumnezeu și dragoste față de El, să reușim să ajungem până într-un final. Sigur că un răspuns foarte frumos le-a dat Domnul Iisus și cu plin de speranță, nu departe este împărăția de tine. Tu ești pe calea corectă. Evident că El s-a adresat către El și îl vedea ca învățător, dar acum ar trebui să-L vadă ca salvator. Nu ca învățător, ci salvator. Iisus nu este doar. Și evident că intrarea Lui este o intrare de împărat care vine aici pentru ca să salveze, să aducă pace. Mulțumim mult că ați fost împreună cu noi. Lucrurile pe care le înțelegem și pe care le-am vorbit aici sunt foarte adânci. Marcu prezintă cuvintele Domnului Iisus și probabil că ar fi
culminant pentru și ca o sugestie pentru cei care ne ascultă. În capitolul 11, versetul 25. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva pentru ca Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru nu vă iartă greșelile voastre. Când vă rugați? De ce Marcu prezintă aceste cuvinte? Probabil că din cauza că s-a adresat către cei care îl ascultau, Iisus. Pentru că multă lume a venit la templu pentru ca să se adreseze către Dumnezeu. Și cum veneau ei? Cum veneau la un moment dat, puteau și să plece așa cum erau ei. Însă înainte ca să primești iertarea lui Dumnezeu, iar El, Hristos, a venit să aducă această iertare, va trebui și tu, sigur că, să ierți. Cine este Iisus pentru tine? Scump prieten, evident că răspunsul la întrebarea cine este Iisus, cel care a venit. El a venit odată atunci, aproximativ 2000 de ani în urmă, a intrat în Noul Ierusalim, a venit în lumea aceasta pentru ca să ne ofere salvare. Și El este gata să vină a doua oară, numai că de data aceasta nu o să vină într-o zonă limitată a planetei noastre. El va veni în zona Universului nostru. Și tot sistemul solar va simți, în mod special noi cei care trăim în a treia planetă de la Soare, adică planeta noastră. Și cu siguranță, pentru că atunci când va veni El, noi să beneficiem și să ne bucurăm de El, va trebui astăzi să-L acceptăm. Dacă v-a plăcut acest material, vă invit să vă împărtășiți cu el, cu prietenii dumneavoastră și să ne dați o reacție. Iar noi vă spunem la revedere până data viitoare.